pentru îndemnul la rugăciunea care urmează să o facem, am ales un subiect destul de lăsat și tot mai puțin amintit în casele de adunare, în Bisericii lui Dumnezeu. Aș dori să ne rugăm pentru credință, fraților. Amin. Dar să fim cu mare atenție și după cum vom vedea în termenul acesta, că și dracii cred și să-mi fiu mar. Aș dori să ne rugăm pentru credința adevărată, curată, dată, odată, pentru totdeauna Sfinților. Amin. În care și tu și eu suntem incluși. Condiția esențială este ca inimile noastre să fie curățite, stropite cu sângele Domnului Iisus Hristos, iar mai apoi să vegem asupra stării noastre interioare, fiecare în dreptul Lui. Pentru aceasta vom dea socoteală înaintea Tatălui Ceresc, dacă n-am vedea. Spune Psalmul 5, în versetul 9, și în altă, desăvârșit și lămurit, fără să mă înțeleg cu fratele tău, Dumnezeu ne-a descoperit această învățătură. Căci acolo unde credința se leapădă și se aruncă și nu mai este nevoie de ea, sunt puși alți înlocuitori și murdăria își găsește casă. Scriptura spune că starea de pe urma omului va fi mai rea decât cea din tâi după ce curățirea și Duhul Sfânt o face. Duhul Sfânt, fraților, se retrage de acolo. Celelalte duhurile se întorc întărite și distrug din temelia acea casă. Doamne, păzește-ne și ferește-ne de astfel de situație. Versetul 9. Căci nu este nimic adevărat în gura lor, inima le este plină de răutate, cât leșurile este un mormânt deschis și pe limbă au vorbe lingușitoare. Să vedem definiția credinței, preoriții mei frați. Și credința este o încredere neclintită în lucruri nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Aici să știți că ne-am făcut de lucru cu Dumnezeu viu. N-avem noi târguri între noi. Nu dumneata cu păstorul. Cum spunea la un moment dat poporul Israel, îl cărtea pe cine? Pe Moise. Deci nu împotriva mea v-ați răscolat și v-ați răzvrădit. Și împotriva lui Dumnezeu, astăzi, acum și aici, dacă încă mai chicotezi cu gândul necurăției inima ta, dacă încă mai e boala cercetărilor fără rost, Dumnezeu să te elibereze de starea asta. Să lase numai Duhul lui Cel Sfânt în inima ta și tu să te lași prelucrat de El zilnic. Dacă este o necinste pentru dumneata și pentru mine să mâncăm cu mâinile murdare la masă, cum poți să vii înaintea lui Iisus Hristos să te hrănești din cuvântul lui Cel Sfânt când încă porți ură în inimă? Cum? Stai astăzi înaintea Tatălui în această rugăciune și roagă-L așa. Doamne, nu vreau să pierd credința care mi-ai dat. Știu și am văzut și voi vedea că de fiecare dată când am permis aluatul străin și puțin de tot să colcă în inimile noastre, de fiecare dată stricăciunea a rodit altă stricăciune și blestemul lucrului rău este că generează lucruri rău până la urmă le distruge. Asta e moartea, fraților. Celulă cu celulă se dezintegrează. Aceasta este lepădarea de credință despre care Iisus Hristos ne vorbește exact înainte de a veni El. Sunt vremurile acestea, fraților, în care popoare și nații care au fost trezite prin mari reformatori leapă de credință. Se întorc și permit tot felul de învățături străine și mai apoi se deschid către alte și alte și alte fenomene și mântuiri și fenomene de astea de a salva omul, de a putea scoate din starea lor păcătoasă. Evanghelia prosperității, Evanghelia pozitivă și alte și alte lucruri. 1 Timotei, capitolul 1,
Versetul 18 și 19 ne spune: porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorocile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cugit curat, pe care unii l-au pierdut și au căzut de la credință. Păi nu se poate, frate. Să ai și un cuget murdar și să rămâi în murdăria aceasta una într-una și să vii aici și doar aici să puși credința, iar mai apoi când ieși afară, să te întorci la starea ta din tâi. Nu se poate. Asta nu e un port USB-ul în care să vii să te încarci, fratele meu. Aici venim să mărturisim dragostea noastră față de Iisus Hristos, să căpătăm putere de la Cel Preanalt împreună de cu toții. Să ne mărturisim unii altora, să vedem unii asupra altora, să comunicăm unii cu alții. Dacă acasă nu o facem, o putem face aici, fraților, după ce se termină adunarea, știu eu, la frați, la diacon, la păstor, să comunicăm unii cu alții. Nu să rămânem ascunși în domiciliile noastre, iar aici să îmbrăcăm o față și să luăm ca niște haine dinspre intrare, haine sfințenie. Cum se poate așa ceva, fraților? Unde ați mai pomeni voi așa ceva? Haina Sfințeniei să fie peste fiecare dintre noi și la plecare din locul acesta. Să-mi vadă lumea că tu, Iisuse, ne-ai trimis. Atacul satanei asupra frățietății este din ce în ce mai mare și dorința este ca cel credincios să se lepede de Iisus. Vedem lucrul acesta și îl înțelegem desăvârșit. În momentul în care tot mai mult ne punem accentul pe umblare prin vedere. Scriptura ne spune că credința este o încredințare în lucrurile care nu se văd. Adică în momentul în care noi punem accentul pe lucrurile care se văd, nu cumva imaginea mea să fie mototolită, nu cumva, știu eu, felul meu și sentimentele mele să fie călcate în picioare. Sunt multe lucruri care le permitem rele în inimile noastre. Să stai toată ziua bună ziua și să, știu eu, să te gândești la lucruri rele. Să te hrănești din filme cu violență. Să te deschizi internetului la care, știu eu, câte și mai câte lucruri ciudate și tot ziua de teorii împotriva lui Dumnezeu. Se perindă. Am rămas mirat zilele trecute să văd cum foarte mulți tineri se deschid necredinței. Pe ce fond? Pe fondul necurăției de inimă și a lipsei de părtășie cu Dumnezeu, fraților. Doamne, ferește-ne de așa ceva. Haideți ca și încheiere să recitim Evrei, capitolul 10, cu versetul 22 în jos. Aceasta este soluția pentru fiecare dintre noi. Să ne apropiem cu inimă curată, cu credință deplină, cu inele stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Și haideți să ridicați pe picioare, preobiții mei, frați, să mai recitim din Evrei, capitolul 10, versetul 35 până la 39. Și să vedem pericolul care șoade peste noi. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va vă zăpovi și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, deci în aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Să ne rugăm, fraților. Amin.